Bine v-am regăsit la Hot News. Din nou la ARB Talks, invitata de astăzi este doamna Gabriela Folcuț, director executiv al Asociației Române a Băncilor. Doamna Folcuț, bine ați revenit. Ultima dată am discutat de la distanță, acum am plăcerea să vă am aici în studio. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Discutăm despre subiecte care țin de incluziune financiară, de educație financiară, de educație digitală și am să încep cu incluziunea financiară și am să vă rog să le explicăm celor care se uită la noi ce înseamnă de fapt incluziune financiară. Incluziunea financiară înseamnă deținerea de conturi curente. La nivel național avem 69% dintre români care au conturi curente la bănci. Această cifră este publicată de către Banca Mondială și este aferentă anului 2022. Cu siguranță pentru anul 2023 vom vedea o creștere a acestui indicator, mă aștept, pentru că foarte multe bănci au dat oportunitatea clienților de a deschide conturi curente inclusiv în regim online, ceea ce cu siguranță a dus la această creștere cu privire la incluziunea financiară la nivel național. Mă bucur de incluziune financiară doar dacă am un cont sau dacă și știu ce să fac cu el? De regulă, persoanele care au conturi curente cunosc cum să le utilizeze. Tocmai acesta este și rolul băncilor, de a crește nivelul de educație financiară, de sănătate financiară, aș vrea să spun mai degrabă decât educație financiară, în rândul românilor. A crescut foarte mult și acest aspect cu privire la educația financiară. Cunoașterea provine din utilizare. În momentul în care clientul a depus banii, fie că a primit salariu în cont, fie că are un card asimilat acestui cont curent, învață să-l utilizeze în beneficiul său. Cred că la momentul acesta vorbim de cunoaștere, este un public educat cel care și folosește. Vis-a-vis de educație, aș vrea să menționez următorul lucru și o să revenim la subiectul incluziunii. Tematica cuprinsă în chestionarul legat de educație financiară, utilizat la nivel mondial, fie de OECD, fie de Banca Mondială, fie de Eurobarometru, vis-a-vis de ce cunosc sau nu cunosc persoanele care utilizează produse și servicii bancare, este mai degrabă legată de niște întrebări mai complexe. Întrebări legate de ce este inflația, ce este dobânda compusă, ce este dobânda simplă, diversificarea riscului, astfel că aceste întrebări sunt adresate în chestionare și în baza lor se alocă un anumit grad de educație financiară. În schimb, contul curent cred eu că este cunoscut de către toți cei care îl utilizează. Două treimi, practic, dintre români au un cont și se presupune că îl și folosesc. Ce se întâmplă cu ceilalți? Cred că important este să menționăm care sunt, de fapt, motivele pentru care nu au unii conturi curente. Educația financiară ar fi pe primul loc ca și motivație. Un grad scăzut de educație financiară te face să nu cunoști care sunt avantajele de a avea un cont curent, de a avea un card asimilat și de a sta eventual în fața calculatorului să plătești prin internet banking sau cu telefonul în mână, să plătești prin mobile banking toate facturile, ratele și așa mai departe. Un alt factor care influențează incluziunea financiară este un grad ridicat de sărăcie și incluziune socială. La nivel național, acest grad de sărăcie este de 34,4%, cel mai înalt în rândul statelor din Uniunea Europeană. Media Uniunii Europene este de 21,6%. În momentul în care veniturile tale nu sunt suficiente ca să poată să fie distribuite prin intermediul unui cont curent, probabil că te întreb la ce mi-ar putea folosi mie contul curent respectiv. Aș vrea să fac o mențiune extrem de importantă că accesul oamenilor, inclusiv și mai ales din această categorie a persoanelor vulnerabile la contul curent, este unul cu costuri zero. Există o lege din 2017, legea 258/2017, care permite accesul gratuit la un cont curent de plăți de bază și, evident, cu tranzacții gratuite pentru toate persoanele vulnerabile. În categoria persoanelor vulnerabile intră aproximativ 50% din populația României, dacă ar fi să folosim acel prag de 60%
impus prin legislația națională. Ca atare, toți clienții, indiferent că au sau nu au venituri, pot să aibă acces la conturi. Cei care sunt în categoria persoanelor vulnerabile pot să aibă acces gratuit. Mă întorc la procentul pe care l-ați menționat și aș vrea să vă întreb dacă cei rămași pe din afara accesului financiar, să zic așa, provin mai mult din anumite medii, provin mai mult de la țară, sunt de la oraș. Cum sunt ei repartizați din acest punct de vedere? În general, procentul celor care au un acces mai redus la contul curent provin din mediul rural. Mai sunt două aspecte care totuși influențează incluziunea financiară pe care aș vrea să le menționez. Unul este legat de încredere și cel al doilea de dorința de a nu fi urmărite veniturile. Trebuie să ținem cont că sunt români care nu doresc pur și simplu ca veniturile să fie observate, atât veniturile cât și cheltuielile, din contul curent. În ceea ce privește încrederea, sunt foarte mulți factori care influențează această încredere și cred că ar trebui să ne uităm în primul rând la educația generală a românilor. Când spun educație generală, mă refer inclusiv la testele PISA, relevate recent, care arată că avem un analfabetism funcțional de 42%. Un alt factor care influențează această încredere este legat de percepție și capacitatea clienților de a distinge între știrea corectă și știrea falsă. Ne confruntăm în ultima perioadă cu o densitate foarte mare a știrilor false care se propagă. În momentul în care ni se transmite o anumită informație despre un anumit produs sau un anumit serviciu, exemplu, băncile sunt cele mai profitabile, te duci cu gândul de ce să am cont, că iată, sunt cele mai profitabile, deci îmi iau comisioane. Fals, pentru că iată, ai acces cu costuri zero la contul curent. Iată, și gradul de sărăcie este un alt factor care influențează încrederea, pentru că dacă nu folosești produsul, nici n-ai cum să capeți încredere să-l folosești pe mai departe. Desigur, sunt promisiunile, mai ales în perioadele electorale, care se fac, care trebuie amintite în toată această perioadă. Deși acest factor, încrederea, este foarte important atunci când analizăm capacitatea clienților de a deveni incluși financiar. Mai este și un alt aspect în zona rurală. Rețeaua de POS-uri nu este foarte extinsă, însă am observat în ultimii ani o creștere destul de importantă și a POS-urilor, inclusiv în zona rurală. De zona urbană nu are sens să discutăm, că asta se simte foarte clar digitalizarea. Cert este că la nivel național s-a observat în perioada 2015-2021 o creștere a numărului de tranzacții cu carduri per un milion de locuitori de 5 ori. În zona rurală? În total. În total. Deci, în anul 2021, numărul de tranzacții cu cardul per un milion de locuitori era de 121 de milioane în România, față de o medie a zonei euro de 164 de milioane. Am crescut accelerat în toată această perioadă. Educația financiară. Sunt așa multe lucruri de cuprins cu termen, cu sintagma asta, încât cred că nici n-am avea timp să le discutăm pe toate. E o bază de la care plecăm când spunem că un om este educat financiar? Spuneați mai devreme că în chestionar o întrebare era legată de inflație. Dar fac pariu cu dumneavoastră că dacă ieșim acum pe Calea Victoriei și întrebăm niște oameni la întâmplare, nu o să găsim foarte mulți oameni care să știe ce înseamnă inflație. Probabil că nu știu definiția efectivă a inflației, dar cu siguranță știu impactul pe care îl produce. Asta cu siguranță. Pentru că o simțim cu toții la buzunare. Educația financiară înseamnă mult mai mult pentru o națiune decât un termen atât de conceptualizat de educație. Educație financiară. Uneori s-ar putea să și fugă românii de termenul educație. Dar de ce să mă educ? Că nu am nevoie să mă educ. Cred că ar trebui să începem să-l vindem mai bine ca sănătate financiară. Să întrebăm, e sănătos financiar? Pentru că ai fi mai interesat să îți însușești anumite concepte care să-ți fie utile. Noi fiecare avem meserii diferite, însă avem un lucru în comun. Avem fiecare un buget pentru care
E bine să cunoaștem toate aceste elemente, să știm cum ne administrăm pe toată durata vieții, indiferent că folosim sau nu produse și servicii din zona financiară. Din fericire, avem date despre educație care relevă faptul că am înregistrat progrese. Avem două studii. Un studiu OECD arată că scorul de alfabetizare la nivel național este relativ scăzut față de media statelor analizate în cadrul acestui studiu OECD, însă nu România se situează pe ultimul loc la educație financiară în Europa, ci Italia. Interesant. Slavă Domnului, slavă Domnului că nu mai suntem noi tot timpul pe ultimul loc, că eram obișnuiți cu poziția asta deja. Avem încă un studiu care validează teoria că nu România se află pe ultimul loc la capitolul scor de alfabetizare financiară, ci, în cazul de față, în Uniunea Europeană, definit de către Comisia Europeană, pe ultimele două lucruri sunt Letonia și Portugalia. Când zic scor de alfabetizare financiară, am două concepte, cunoștințele de educație financiară și comportamentul. E adevărat că dacă ne uităm doar la cunoștințele de educație financiară, nu am depășit ultimul loc din top. Tot acolo suntem. Dar dacă includem și comportamentul pe care îl avem în utilizarea produselor și serviciilor bancare, atunci stăm un pic mai bine. Iată, pe locul 3, într-adevăr, la finele clasamentului, dar am avansat. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că se văd eforturile pe care le-am depus la nivel public, la nivel privat, în ultimii 10-15 ani pentru creșterea acestui nivel de educație financiară. Cred că ar trebui un pic mai bine conștientizată și tematica legată de chestionarele pe care le folosesc instituțiile internaționale atunci când evaluează capacitatea românilor sau gradul de cunoștințe financiare, însă totodată se fac pași concreți. Urmează să aprobăm în trimestrul 1-2024, la nivel național, o strategie de educație financiară. În acest demers este implicat Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor este de asemenea implicat, precum și alte instituții, Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Asociația Română a Băncilor. Strategia s-a aflat în consultare publică în trimestrul 4-2023 și acum urmează să o vedem cum se aprobă și, bineînțeles, cum aplicăm acel plan de acțiune. Cum aplicăm acel plan de acțiune? Ce spune strategia, de fapt? Ce își propune să facă și cum vor arăta lucrurile după ce planul ăsta se va fi încheiat? La ce vă așteptați? La momentul la care vom aplica strategia, cu siguranță că indicatorii de educație financiară se vor îmbunătăți, pentru că înseamnă un efort mult mai mare față de ceea ce se întâmplă în prezent și mult mai concentrat împreună cu toți stakeholderii din zona financiară, nu doar Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Asociația Română a Băncilor, Banca Națională și ASF vor demara și vor realiza programe de educație financiară. Lucrul acesta se întâmplă și acum, dar și alți stakeholder din zona privată vor fi alături de autorități și de noi în mod special. Ne propunem ca strategia să fie într-un orizont până în 2030. Urmărim trei piloni pentru dezvoltarea cunoștințelor pentru elevi, pentru populație la modul general adultă și pentru operatorii economici. Bineînțeles, pe fiecare public țintă, planul de acțiuni cuprinde o serie de măsuri ce trebuie aplicate. Cu sprijinul tuturor entităților care doresc să fie prinse, inclusiv sperio, inclusiv a reprezentanților mass media. Și rețelele sociale și influencerii care sunt acolo să se gândească că pot să contribuie la dezvoltarea României, pentru că România are un potențial imens de creștere, atât în ceea ce privește incluziunea financiară, intermedierea financiară, cât și educația financiară. Ce înseamnă asta? Dacă reușim să creștem pe toate aceste zone și să înregistrăm progrese notabile, atunci va crește bunăstarea economică individuală, iar noi ca stat ne vom dezvolta la potențial. Vorbim de educație financiară. Iată, vom avea curând și o strategie, dar ne ajunge din urmă digitalizarea și educație financiară fără educație digitală
Sau haideți să folosesc termenul ăsta. Sănătate financiară fără sănătate digitală nu prea se poate, pentru că s-ar putea să dau peste niște metode atât de sofisticate când intru în zona digitală, încât nici nu-mi dau seama cine și cum mă înșală. Cum stau lucrurile aici la educația digitală? Noi avem 4 piloni în cadrul Asociației Românea Băncilor în strategie. Cel mai important este educația financiară și digitală. La nivelul Asociației Românea Băncilor se desfășoară multe programe care vizează atât componenta de educație financiară, cât și componenta de educație digitală. Cel mai mare proiect, și este un proiect la nivel național, pe care îl desfășurăm în zona de educație digitală, este siguranța online. Acest proiect este realizat împreună cu Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Am lansat acum aproximativ 2 ani un site, siguranțaonline.ro, la care invit pe toți cei care ne urmăresc în momentul de față să intre acolo. Cu siguranță, elementele prezente pe site sunt extrem de utile și am să vă spun sincer că și eu am învățat la rândul meu, colaborând cu poliția și cu DNSC, multe din tacticile pe care ar trebui să le folosim pentru a ne proteja în fața unor provocări din ce în ce mai multe și din ce în ce mai complexe. Vă întrerup, sunt curios. Dați-mi exemplu de un lucru pe care l-ați învățat, că îmi imaginam că directorul executiv al Asociației Românea Băncilor nu prea mai are ce să învețe. În fiecare zi învăț lucruri. Absolut în fiecare zi învăț lucruri, fie că vorbim de tacticile acestea împotriva fraudelor, fie că vorbim de noi proiecte de lege, de noi proiecte de directive, de lucruri pe care le desfășoară colegii mei în alte departamente din bănci, fiecare zi este pentru a învăța. Cu siguranță sunt elemente foarte pertinente pe care, dacă le cunoaștem, cum să ne protejăm, ne ajută în a ne dezvolta activitatea, fie personală, fie profesională, fără să avem incidente. În ziua de astăzi, acest site siguranțaonline.ro este poate cea mai bună bază de informații cu privire la toate provocările care pot să apară în zona asta de fraudă, și e bine să venim cu acele măsuri antifraudă. Am în minte o serie de... bine, phishing-ul e cel mai întâlnit, dar mai nou, fraudele cu investiții, cu promovarea unor nume de companii și așa mai departe, să cumpere acțiuni la diverse companii, e destul de des întâlnită și să știți că sunt în rândul românilor oameni care cad în această capcană și își dau datele. Ce trebuie să știe românii, apropo de protecția lor în zona online, că nu trebuie să dea niciodată date personale. Date care privesc accesul la internet și mobile banking sau date care se găsesc pe fața și pe spatele cardului. Aceste date sunt pentru dumnealor. Dacă vreodată au nevoie să facă plăți pe site-uri, trebuie să se asigure că acel site este unul securizat și întotdeauna să se afle într-o rețea foarte bine securizată, nu să facă plăți atunci când sunt conectați la rețele publice, să Wi-Fi publice de regulă. Atunci trebuie o atenție mult mai mare la detalii, indiferent că ne sunt cerute date de actualizare a contului, trebuie să știe că niciodată banca nu cere, cum spuneam mai devreme, să-și actualizeze pe un link datele personale. Mai mult decât atât, niciodată nu dăm datele de pe fața și spatele cardului și nici parola de acces la internet sau mobile banking. Acestea trebuie să rămână pentru noi cu siguranță. Sunt multe alte sfaturi pe care le dau acolo. Sunt atâtea tipologii de fraude încât îmi ia destul de mult timp să vă spun la fiecare în parte ce ar trebui să facă și ce n-ar trebui să facă. Însă de asta e și în drum să le urmărească pe siguranțaonline.ro, unde vor găsi multe informații, inclusiv legate de cursuri online pe care le-am lansat relativ recent, cursuri e-learning, atât pentru elevi cât și pentru adulți. Spuneți așa, elevii vor fi vizați, populația generală adultă și operatorii economici. Profesorii care învață elevii intră în categoria asta? Sigur că da, sigur. Intră la persoanele pe care noi, din fericire, deja
avem programe concepute pentru dânsii și mă bucur că m-ați întrebat. În 2021, România a introdus cu caracter obligatoriu o materie de educație financiară. Se numește educație socială. Acolo sunt toate conceptele de care elevii de clasa 8-a au nevoie să le cunoască pentru a utiliza în siguranță toate produsele și serviciile. Tot atunci am acreditat un curs la Ministerul Educației pentru formarea profesorilor care predau elevilor de clasa 8-a. Este un curs care funcționează, am ajuns la ediția 23 deja în 2 ani de zile. În paralel cu acest curs avem un altul demarat în 2018, tot pentru profesori, însă pentru profesori care predau de data aceasta materia opțională de educație financiară, pentru că ea este obligatorie doar la clasa 8-a, clasa 1-12 este opțională. Și atunci profesorii pot să se înscrie fie la cursul acesta de pregătire pentru materia opțională de educație financiară, iar dacă cu adevărat predau la clasa 8-a, se pot înscrie la cel de-al doilea curs. Ambele sunt cu titlu gratuit, sunt suportate de către noi, de către comunitatea bancară, iar profesorii, cel puțin la clasa 8-a, care îi formează, sunt profesori de economie. Deci formatorii de profesori sunt profesori de economie din liceele, în special din București. Spuneți-mi un lucru legat de elevi. Ați observat că elevii vor să învețe lucruri legate de bani sau sunt mai degrabă dezinteresați? Ce anume îi interesează mai cu seamă? V-aș invita să participați alături de noi la sesiunile de pregătire pe care le avem alături de elevi. Acolo iau pulsul real al nevoilor lor. Și avem pe diferite grupe de vârstă. Intervențiile astea le facem în diverse programe. Avem și un program Tabăra Urbană, spre exemplu, pe care o desfășurăm pe perioada verii, alături de Banca Națională și de Autoritatea de Supraveghere Financiară, și ne întâlnim cu elevi din toată țara. În mod special, cei care au o vârstă mai fragedă, deci cei care nu au încă bagajul de informații format, sunt ca un burete. Acești copii sunt dornici să afle detalii despre ce înseamnă o bancă, cum funcționează o bancă, la ce mă ajută pe mine să-mi depozitez banii la bancă, pentru ce îmi trebuie și cum pot utiliza un credit, cât de util îmi este cardul și care sunt măsurile de siguranță și așa mai departe. Atrag informația exact ca un burete. Cei mai mari din zona liceului cunosc deja foarte multe informații, în mod special pe zona de carduri, poate chiar și, bineînțeles că orice card are un cont în spate, chiar dacă nu au voie până la 18 ani să aibă pe numele lui și este în spate părintele sau tutorele, cunosc deja foarte, foarte multe informații, adică au bagajul de informații deja format în mare măsură, dar sunt dornici să afle, nu știu, spre exemplu, de fenomenul de cărăuși de bani. În momentul în care le spui de cărăuși de bani, imediat devin foarte interesați, dar ce înseamnă, dar oare eu pot să ajung cărăuși de bani? Ce se întâmplă? Ajungem cumva în zona penală, dar eu n-am știut. Și întotdeauna noi, ca profesori sau ca formatori, nu neapărat profesori, suntem din ce în ce mai interesați să ne stabilim tehnica prin care să ajungem la ei. E foarte important. Cei care lucrează în sistemul bancar au posibilitatea să le dea informația. Tocmai de asta noi încercăm, pe cât reușim și noi, să ajungem direct la elevi, dar cel mai degrabă, cel mai sigur, ajung profesorii. Și tocmai de asta suntem în contact direct cu profesorii pentru a le transmite informația ca mai departe să poată să fie furnizată elevilor. Dacă părinții nu sunt mulțumiți de felul în care școala predă noțiuni de educație financiară, ce pot face pe cont propriu? Ce pot face dacă, nu știu, profesorul nu e interesat de chestia asta, dar părintele vrea să-și educe copilul? De unde se poate informa? Un prim sfat ar fi să intre pe site-ul nostru educațiefinanciare.info. Cuprinde multe informații legate de educația financiară.
să intre pe site-ul nostru siguranțaonline.ro, unde spuneam că sunt informații de natură digitală și inclusiv cursurile de formare pe zona digitală. Pe site-ul educațiefinanciară.info avem un manual pentru utilizatorul de servicii financiare. La momentul la care am lansat acest manual în 2018, a fost o premieră în România, pentru că cuprinde 21 de entități și acopere toată piața financiară, informații din zona bancară, din zona pieței de leasing, piața de asigurări, piața de capital și de pensii private. Astfel că părinții pot să-și ia astfel de informații din cele trei surse pe care le-am amintit, fie siguranțaonline.ro pentru digital, siguranța educațiefinanciară.info și manualul de educație financiară, pe care ne pregătim să-l actualizăm în 2024. Și dacă doresc să participăm la cursurile pe care le-ar pune la dispoziția elevilor la clase, profesorii se pot adresa direct fie nouă, la Asociația Română a Băncilor, putem fi găsiți foarte ușor pe site, fie la Institutul Bancar Român, care este unul dintre colaboratorii noștri foarte apropiați în domeniu. Și putem organiza cursuri de formare, atât pentru profesori, cât și pentru elevi, cu titlu gratuit întotdeauna. Doamna Gabriela Focus, director executiv al Asociației Române a Băncilor, mulțumesc foarte mult pentru participare și pentru informații. Eu vă mulțumesc!